fraților, trebuie să vorbim. Poate că nu ne urmărești de mult timp și nu știi care e povestea noastră, așa că hai să-ți explicăm de ce vezi postări plătite pe un canal de știri. Noi suntem ca 10 oameni în echipă, de bază, plus colaboratorii din mai multe orașe din țară. Toate postările sunt făcute de noi, niște studenți crescuți în afara Bucureștiului care urmăresc subiectele în continuu. Nimeni nu ne spune ce să scriem și cum. Noi discutăm ce postăm zilnic, iar în fiecare săptămână căutăm la ședință ce am putea face mai bine. Am fost voluntari la început, deși prietenii ne-au spus că ne dăm pe degeaba și pentru mult timp a trebuit să lucrăm fiecare undeva ca să ne putem plăti chiria și mâncarea pisicii. Cine ne plătește? Pentru a nu pune stop informații ție sau prietenilor tăi, nu cerem bani direct de la cititori prin abonamente. Ne luăm resursele prin granturi, de la fundații, pentru proiecte pe educație, donații de la asociații sau oameni și publicitate pe cont, pe care o marcăm. Poate ești și tu obosită ca noi de tot ce nu merge bine în jur. Tocmai de asta suntem aici, să putem ține pasul cu lucrurile de care ar trebui să ne pese. Credem că toți merităm un spațiu safe, unde informațiile sunt scrise simplu și clar, dar care ne lasă să tragem singuri concluziile. Ținem la sinceritate și vrem să vă ascultăm. Nu căutăm, nu suntem și nu credem în salvatori.